Bună ziua, bine v-am găsit. Am dorit să împărtășim cu domniile voastre această imagine. O mică schimbare în centrul Ploieștiului. O idee a celor de la primăria municipiului Ploiești. Din păcate încă nepromovată, din câte am înțeles se mai lucrează până când va fi gata întreaga poveste. Însă mi se pare că arată destul de drăguț. Într-un Ploiești încă destul de gri și plin de gunoaie deocamdată. Sperăm să se rezolve și asta. Asemenea, pete de culoare fac bine. Am observat că oamenii le apreciază, se opresc, fac fotografii. Așa că ni s-a părut drăguț să le vedeți și dumneavoastră în această zi de duminică. Sunt oricum în ton cu vremea aceste decorațiuni cu umbrele, pentru că cel puțin la Ploiești până miercuri inclusiv vom avea parte de ploi și descărcări electrice, însă din punct de vedere estetic chiar sunt plăcute. Apar evident și comentariile cu gunoaiele cum rămâne. Una e una, alta e alta, asta nu înseamnă că trebuie să stăm în loc pentru că avem o problemă, bine, noi avem mai multe. Nu înseamnă că trebuie să stăm în loc și să nu facem și altele. Să sperăm că și problema salubrizării Ploieștiului va fi rezolvată în curând. Nu de alta, dar și acolo avem pete de culoare, de toate culorile posibile și imposibile pe toate străzile din Ploiești. Însă de această dată am ales să ne bucurăm de acest moment. Puțin mai târziu pe observatorul pe h.ro o să vă spunem și povestea acestei amenajări. Cât, cum, deja oamenii întreabă cât le vor lăsa aici, cât va dura. Asta chiar e drăguț. Era păcat să nu ne bucurăm împreună de această imagine. Și tot ce ne rămâne de făcut este să vă dorim o duminică plăcută în continuare, indiferent unde o petreceți.